Pacienții care depășesc infecțiile severe cu COVID-19 suferă de aceeași deteriorare cognitivă, prin care trec în general oamenii cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani, a constatat un nou studiu. Este foarte posibil ca unele dintre aceste persoane să nu se mai recupereze niciodată pe deplin, a avertizat un profesor din Cambridge. Potrivit acestuia, aproximativ 400.000 de persoane din Marea Britanie ar putea fi afectate. E posibil, fiindcă vedeți dumneavoastră câte bordei, atâtea obicei, păreri și păreri. Vorbim și specialiștii, trebuie să ținem cont de părerea unui specialist, unui medic, care este pregătit pentru așa ceva, nu toată lumea își dă cu părerea. E posibil ca după COVID-ul ăsta să ai ușoare semne. Privind memoria, eu știu, privind vorbirea coerentă și câte și mai câte. E posibil să fie așa ceva. Nu e bine. Trebuie urmat un tratament serios de la niște oameni specializați, fiindcă e ceva mondial. Nu poți să-ți dai seama la un moment dat decât dacă te duci la specialiști. Nu ne luăm după toate babele, ca să dau un exemplu așa. Apropo de COVID, din punctul meu de vedere, eu cred că și medicina e depășită de ce s-a întâmplat și asta. Și poate unii dintre ei care aveau idei și asta nu le-au expus. Da, dar nu știu exact și nu cred că 10 ani, dar 3-4 ani, da, cred și se poate explica. Deci COVID-ul a îmbătrânit, mai ales partea neuropsihică a îmbătrânit-o chiar cu până la 7 ani. Descoperirile lor sugerează că efectele infecției cu coronavirus sunt încă detectabile la mai mult de 6 luni după boală, că recuperarea cognitivă este în cel mai bun caz, treptată și că poate avea impact chiar și asupra persoanelor care au avut doar cazuri ușoare. Există tot mai multe dovezi că SARS-CoV-2 provoacă probleme cognitive și de sănătate mentală de durată, pacienții recuperați prezentând încă simptome la câteva luni după infectare. Simptomele pe care aceștia le raportează includ oboseala, ceața cerebrală, probleme de reamintire a cuvintelor, tulburări de somn, anxietate și chiar tulburare de stres post-traumatic, spun cercetătorii.